proba la alegerea profilului din cadrul examenului de bacalaureat a dus după sine eliminarea unui candidat. Elevul Pășcănean a fost dat afară din examen pentru că i-a sunat telefonul în timpul alocat rezolvării subiectelor. Potrivit informațiilor difuzate de Inspectoratul Școlar Județean Iași, elevul absolvent al Liceului Teoretic Miron Costin din Pașcani a fost scos afară din examen în timp ce își susținea proba la alegerea profilului pentru că nu și-a închis telefonul. Un singur candidat a fost eliminat pentru că i-a sunat telefonul mobil în timpul probei și conform metodologiei de concurs, acesta a trebuit să părăsească examenul. Candidatul este de la Liceul Teoretic Miron Costin din Pașcani. 10 discipline au avut la alegere cei peste 4500 de candidați care au fost prezenți astăzi la ultima proba examenului maturității. Din cei înscriși pe liste, din județul Iași, 223 au fost absenți. Luni până în ora 12 vor fi afișate rezultatele examenului, tot atunci se vor depune contestațiile, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 11 iulie.